2024 este anul alegerilor electorale în România. După ce la începutul verii am votat la locale și europarlamentare, toamna și începutul iernii aparține parlamentarelor și prezidențialelor. Întreaga țară a fost împânzită de banere și afișe, iar corturi cu chipurile candidaților străjuiesc în zonele aglomerate ale orașului. Și în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, zâmbetele candidaților de pe corturi și banere nu au trecut neobservate. Oamenii le-au privit și au cumpănit, dar puțin sunt cei care spun că le-ar inspira încredere. Puțin timp ne mai desparte de alegerile prezidențiale și parlamentare, iar zidurile, stâlpii și trotuarele din Drobeta-Turnu-Severin au fost deja acaparate de afișe de campanie și corturi ale candidaților. Fie că vorbim de mesajele celor lansați în lupta electorală sau de zâmbetele candidaților afișate pe panouri, severinenii încă nu sunt convinși. Ei își fac reclamă pentru ei. Pe noi, numai să nu fie puse în drum, pe unde circulăm. Dar... Nu aveți în rest o problemă cu acest? Nu. Dar v-au convins, nu știu, adică... Nu suntem convinși pentru că e o amestecătură, e o bulibășală, nu știu cum să-i spun, nu știu nici ei despre ei ce. Ați văzut mesajele de pe corturi, nu știu, vă dau încredere, vă oferă vreun candidat încredere? Ne-au dezamăgit total. Vă impresionează mesajele de pe BNR, de pe corturi? Minciuni. Vă impresiona mesajele de pe corturi, de pe BNR, ce spun candidații? Vă impresiona zâmbetele de pe corturi? De râd frumos. Așa ne și minte frumos. Mai puține vorbe și mai multe fapte, așa spun oamenii când vine vorba de promovarea candidaților. Aceste corturi, așa zise, pentru a ne arăta nouă că o să fie viitorul președinte XYZ, sunt niște bani pe care dânșii îi pun și aruncă pe apa sâmbete, cum se zice. Ce au făcut până acum, de asta și noi, tineretul, tindem să plecăm către afară. Promisiunea realizării mai mult pentru ei. Să facă! Deci pusă-i până la proba contrară, tot să-l audă, dar să vedem proba contrară. Primul tur al alegerilor prezidențiale din România se vor desfășura în 24 noiembrie, iar în 8 decembrie va avea loc cel de-al doilea tur. În 1 decembrie, românii sunt chemați să voteze viitorii parlamentari.